Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Mai este puțin până la Crăciun, iar la Biblioteca Județeană și-a deschis porțile Atelierul Moșului. Ucenicii lui sunt 400 de copii de la școlile și grădinițele din oraș. Cei mici vor asculta povești lângă bradul din cărți. Săptămânile acestea este forfătă mare la Biblioteca Județeană. Foaierul instituției a devenit un adevărat atelier al moșului. Ucenicii lui nu sunt elfi, ci sute de copii de la școlile și grădinițele din oraș ce învață să facă felicitări, globulețe, dar și să asculte povești. Așa cum v-a obișnuit pe fiecare an, Biblioteca Județeană Olt organizează atelierele de iarnă Ucenicii Moșului, în care îi invităm cadrele didactice însoțite de copiii de la clasă să vină, să ascultăm povești despre Crăciun, să ascultăm colinde și să ne ocupăm mânuțele cu câte ceva, anul trecut cu felicitări, anul acesta cu felicitări și alte obiecte decorative pentru brad. Copiii au profitat de moment și i-au transmis și scrisoarea lor către Moș Crăciun. Îl aștept să mă auși Crăciun? Da. Ai scris și o scrisoare? Deocamdată nu. Am văzut că astăzi o să faceți și felicitări. Da, o să facem. Faci felicitare pentru moșul? Da. Și ce ai vrea să-ți aduc? Păi un joc pe PS și o bicicletă. Dar lui Moș Crăciun ai scris? Încă nu, pentru că nu prea știu ce să-mi aducă. Mai ai timp să-i scrii? Cred că da. S-ar putea să o fac astăzi. Ești pregătită să-i faci felicitare pentru Moș Crăciun? Da. Știi și ce trebuie să faci? Da. I-ai scris lui Moș Crăciun? Da. Și ce ai cerut? I-am cerut două păpuși. Doar atât? Da. Dar cu minte ai fost? Da. Am înțeles că o să faceți astăzi felicitări și globulețe? Da. Pentru moșul? Da. Aceste activități vin să întregească cunoștințele celor mici despre tradițiile din preajma sărbătorilor de iarnă, dar și să intre în lumea poveștilor. Copiii sunt mult mai receptivi la activitățile care îmbină utilul cu plăcutul. Pentru ei, activitățile acestea sunt atractive, deoarece, pe lângă faptul că învățăm despre sărbătorile Crăciunului, tradiții, obiceiuri, cum a fost la muzeu când am confecționat sorcova, aici confecționăm niște felicitări pentru Moș Crăciun și sunt atrași de aceste activități, în afară de faptul că spunem o poezioară despre Moș Crăciun, că povestim, că o să cântăm probabil și o colindă. Activitățile practice întotdeauna îi atrag mult mai mult și învață mult mai repede, rețin mult mai repede. Zilele acestea, la atelierul de la bibliotecă, vor veni sute de ucenici ai lui Moș Crăciun. Aceste ateliere durează până în săptămâna dinaintea Crăciunului și așteptăm câteva sute de copii. Deja sunt programate vreo 400 de copii și abia așteptăm să începem lucrul cu ei. În atelier, pe cei mici îi așteaptă și un brad minunat. Pentru că atelierul este în bibliotecă, bradul este unul construit din zeci de cărți. S-a găsit în sfârșit proprietarul unui pod construit în 1980. Consiliul Județean Olt a cerut găsirea proprietarului podului din zona hidrocentralei Arcești de pe râul Olt. Primăria Pleșoiu se pare că deține podul, iar CJ îl va prelua pentru a-l repara. Consiliul Județean Olt a găsit soluții pentru podul pierdut din apropierea Slatinei de peste Olt. Vorbim despre un pod de 15 metri lungime situat în zona hidrocentralei Arcești de pe râul Olt, ce și-a pierdut proprietarul. Barajul a fost finalizat în anul 1980 cu o lungime de 9 km, dar despre 15 metri din el nu se știa ai cui sunt. Trei primării au căutat prin acte cine este proprietarul și Evrica. După aproape 4 ani de căutări, s-a concluzionat că podul ar fi fost cedat cu 25 de ani în urmă către primăria Pleșoiu. Acel drum a fost împărțit și dat către localități. O parte este pe raza localității Slatina, o parte pe raza localității Curtișoara. În sfârșit am găsit podul și sunt în procedură Consiliul Local al comunei respective, cred că pe Pleșoiu, de a-l prelua în patrimoniu, urmând ca apoi, după ce este în patrimoniu dânșilor, să-l dea nou. Iar o parte din drum este pe raza comunei Clătioara sau Băneasa.
Din 2008, podul sta blocat cu bolovan, deoarece necesită reparații. Situația podului a ieșit la lumină în 2019, când Consiliul Județean Olt a vrut să folosească ruta ca variantă ocolitoare în cazul începerii lucrărilor la podul mare de peste Olt, de la Slatina. Momentan se așteaptă ca Primăria Pleșoiu să cedeze podul către Consiliul Județean, iar în acel moment se vor aloca și fonduri pentru punerea în circulație a acestuia. În momentul de față, nu putem să construim bugetul pe anul următor pentru că Guvernul României încă nu ne-au trimis sumele pe care o să ne bazăm. Când se vor construi, nu putem să prindem acest drum până nu este în patrimoniul nostru. Nu poți să aloci bani și să-i ții pentru un proiect, pentru un lucru care nu l-ai încă în patrimoniu. Când îl vom avea, nu vom apuca de construit proiectul între ele. Nu există un termen clar pentru demararea lucrărilor. Cert este faptul că de la preluarea în evidențele Comunei Pleșoiu a podului construit peste contracanal trebuie să treacă, potrivit legii, cel puțin 6 luni, astfel încât hotărârea de Consiliu să nu mai poată fi contestată. 300 de kilograme de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 33.000 de lei au fost indisponibilizate în urma zecilor de acțiuni și controle efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. De asemenea, au fost retrase 2 autorizații pentru neîndeplinirea condițiilor legale de acordare și prelungirea acestora. Totodată, până în prezent, nu au fost înregistrate răniri cauzate de folosirea necorespunzătoare sau ilegală a articolelor pirotehnice. Poliția română a demarat acțiunea națională pirotehnic pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice. În acest sens, până la acest moment, au fost deja efectuate 10 de controle la nivelul județului. Poliția română a demarat la data de 25 septembrie 2023 acțiunea națională pirotehnic, FRING, continuate și în acest an activitățile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice. Activitățile desfășurate sub coordonarea Direcției Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au scopul de a crește siguranța cetățeanului prin activitățile de prevenire, identificare și combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2023-2024. Planul de acțiune se derulează în perioada 25 septembrie 2023, 5 ianuarie 2024, iar de la începutul perioadei și până în prezent, în cadrul planului, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție, au fost efectuate 52 acțiuni și controle. Până la această dată au fost constatate 5 infracțiuni, s-au indisponibilizat sute de kilograme de articole pirotehnice și chiar au fost retrase autorizații. În urma acestor activități au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale și au fost constatate 5 infracțiuni, fiind indisponibilizate 300 kg de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 33.000 lei. De asemenea, au fost retrase 2 autorizații pentru neîndeplinirea condițiilor legale de acordare și prelungire a acestora. Totodată, precizăm faptul că până în prezent nu au fost înregistrate răniri cauzate de folosirea corespunzătoare sau ilegale a articolelor pirotehnice. Conform normelor legislative, articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa, categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă la solicitare organelor de control. Din motive de ordine, securitate, siguranță publică și pentru protecția mediului se interzice deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă T1 și T2 și a altor articole pirotehnice din categoria P2.
Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 și P1 pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta de peste 16 ani. Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. Au fost premiați câștigătorii ediției a 12-a a concursului Slatina acasă la Eugen Ionescu. Anul acesta în joc au fost puse 16 premii, a căror valoare a pornit de la 200, iar în cazul premiilor de popularitate a ajuns la 1000 de lei pentru cei clasați pe primul loc. Concursul a devenit unul cu tradiție în școlile slătinene. Concursul de creație literară și artistică acasă la Eugen Ionescu este o emblemă a iernii, deja devenit tradiție. Anual, sute de lucrări sunt evaluate, iar cele mai bune sunt premiate. Anul acesta, 16 din cele 164 de lucrări înscrise în concurs au fost premiate de edilul Emil Moț. Dragii mei, vă felicit pe toți. Știu că ați muncit, știu că a fost greu. Vreau să vă înmânez personal aceste premii. Pentru cei 5-8 vă aștept și la liceu, pentru cei care trec de clasa 12-a, poate găsim ceva să facem și pentru dumneavoastră. Toți cei de aici sunt niște copii foarte, foarte talentați. Dragii mei, vă urez succes în continuare, vă felicit pentru ce ați făcut și hai să dăm premiile! La secțiunea de eseu, cele mai bune lucrări au fost de la școala Eugen Ionescu, colegiul Ion Minulescu, Lepese și Nicolae Iorga, la gimnaziu, iar la liceu, Minulescu și Greceanu și-au atribuit podiumul. E prima participare? Da. Ce te-a determinat să participi? Ideea de a încerca lucruri noi și de a vrea să experimentez și să văd dacă sunt în stare să fac un astfel de eseu. Cum ai înțeles tu opera, cum ai reușit să ajungi la acea lucrare și cât ai muncit la ea? Păi, dacă ar fi să vorbesc despre muncă, în fiecare zi, până în ultimul moment, până în ultima zi, am stat, am retușat, am fost întoarsă din drum de sute de ori, dar a fost cu un rezultat benefic. Te așteptai? Nu. Mă așteptam să ies de la locul 2 în jos sau chiar deloc. Mie îmi place foarte mult acest concurs. De ce? Pentru că îți oferă o posibilitate să scrii aproape orice dorești tu în limita încadrării în temă. Și mie îmi place foarte mult să creez, să scriu în special. Am participat în fiecare an din clasa a 6-a la acest concurs. Este foarte dificil, a fost o provocare și pentru mine și pentru elevă, dar mai ales pentru elevă. Ceea ce îi promovează, să spunem așa, pe cei tineri, este această putere de a depăși barierele scrisului ioneștian. Am încercat oarecum să gândească copilul, elevul și mai puțin profesorul din spate. A înțeles anumite direcții și i-a reușit să le pună în practică. Și la artă vizuală, lucrările au fost la un nivel înalt. Pe podium au urcat elevi de la școlile Nicolae Iorga, George Poboran, dar și de la Nicolae Titulescu, Radu Greceanu și Ion Minulescu. Cât ai stat să lucrezi la acea pictură? Câteva zile. Ce înseamnă? Câte ore ți-ai alocat? Cam vreo 2-3 ore în fiecare zi, timp de vreo 2-3 zile. Este greu de înțeles opera lui Ionescu? Depinde. Sunt unele mai ușor de înțeles, dar având în vedere dacă citești întreaga operă, prinzi o idee. Am lucrat cam o săptămână, câte 2 ore pe zi. De unde ți-a venit inspirația? Cum ai reușit să ajungi la acea lucrare? Faptul că el mereu se uita la reflecția lui și se gândea la amintirile frumoase și cele nefericite. Este un concurs care provoacă foarte, foarte, foarte mult tânăra generație. Elevii care sunt pasionați de desen și de pictură se angrenează într-un mecanism foarte, foarte interesant, cumva un dialog între literatură, dramaturgie și artele plastice, care în final are un rezultat spectaculos. Concursul acasă la Eugen Ionescu este organizat an de an de municipalitate, iar pentru elevi a devenit un mod simplu de a pătrunde în tainele absurdului, în tainele operei lui Ionescu. Anul acesta, primăria a oferit o surpriză de neuitat elevilor organizând acest concurs.
Bugetul a fost suplimentat. Asigurații care au nevoie să efectueze analize medicale se pot prezenta la orice laborator aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate OLT pentru efectuarea acestora. Fondul alocat pentru asistența medicală de specialitate paraclinică a fost suplimentat, dar și celelalte domenii de asistență medicală au mai primit fonduri. Bugetul pentru luna decembrie 2023 pentru acordarea serviciilor medicale și a medicamentelor cu și fără contribuție personală a fost repartizat către Casa de Asigurări de Sănătate OLT. A fost astfel suplimentat și fondul alocat pentru asistența medicală de specialitate paraclinică, ceea ce înseamnă că asigurații care doresc să efectueze analize medicale se pot prezenta pentru recoltare la orice laborator care are contract cu CAS OLT. Fondul alocat pentru asistența medicală de specialitate paraclinică a fost suplimentat cu peste 2.300.000 de lei. Astfel că, începând cu data de 13 decembrie 2023, asigurații care au nevoie să efectueze analize medicale se pot prezenta la orice laborator aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate OLT pentru efectuarea acestora. Și celelalte domenii de asistență medicală au mai primit fonduri în urma acestei suplimentări. Spitalelor din județ le-a revenit suma de 10.900.440 de lei, iar pentru acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală, bugetul a fost suplimentat cu 11.926.000 de lei. Suma alocată pentru asistența medicală pentru specialitățile clinice a fost suplimentată cu 1.207.000 lei, iar pentru îngrijiri medicale la domiciliu s-au mai alocat peste 50.700 de lei. Muzeul județean OLT a fost inundat de mirezme și bucate ca pe vremea bunicilor. Expoziția Gusturi din bătrâni a adus la oaltă elevi din 4 licee din OLT ce au reprodus rețetele bunicilor. Nu au lipsit din program nici colindătorii. Elevi din 4 licee din OLT și-au demonstrat măestria în arta culinară de odinioară. Preparate de post sau nu, ce se regăseau pe masa bunicilor în această perioadă au fost pregătite de elevi în cadrul expoziției Gusturi din bătrâni. Expoziția gastronomică de astăzi își propune să reînvie tradițiile și obiceiurile străvechi. Venim cu o expoziție de preparate. Sunt implicate pe lângă liceul nostru alte trei licee, liceul numărul 1 Balș, liceul din Scornicești, Constantin Brâncoveanu, liceul din Izvoarele, Constantin Tănase. Noi ne-am propus și am intitulat activitatea de astăzi Gustări din bătrâni, care sunt preparate tradiționale, spunem noi, cu specific oltenesc, pe care ar trebui să le învățăm în casă, dar le-am pregătit și în școală. Cea mai importantă este ducerea tradiției în continuare prin acești copii minunați pe care noi încercăm să-i învățăm diverse rețete. Tradiția, până la urmă, se pune în practică acum, în prilejul sărbătorilor, bineînțeles, cu orice ocazie a sărbătorilor. Expoziția aduce la lumină rețete învățate de la bunici. Scopul este acela de a promova bucătăria oltenească și totodată de a-i apropia pe elevii care sunt astăzi expozanți, elevii ai liceelor cu profil gastroalimentar din județ, de tradiții și obiceiuri. Copiii au pregătit atât dulciuri învățate din generație în generație, iar rețetele le respectă întocmai. Ai pregătit fasole? Fasole am pregătit-o din timp, am lăsat-o seara, l-am muiat, dimineața m-am apucat de ea, am pus-o la fiert, am tocat o ceapă, un morcov, am răzuit o țelină și un păstârnac și de asemenea am tocat o rădăcină de pătrunjel. Cât timp ai fiert la fasole? La fasole am fiert undeva la 2 ore, cu tot cu ciolanul. Am pregătit o plăcintă de mere, în urma care am folosit pentru blat, am folosit 4 ouă, 18 linguri de lapte, 18 linguri de ulei, 18 linguri de făină, amestecând și obținând o compoziție omogenă, am făcut primul strat. L-am băgat la copt, apoi am făcut merele călite cu scorțișoară și 4 linguri de zahăr, apoi, după ce s-a copt primul strat, am adăugat merele călite, peste care am adăugat și a doua parte din blat. Și pentru că suntem în perioada colindelor, expoziția a avut parte și de colindători. Cum o să
La LPS, copiii au lăsat imaginația să zburde, iar holul liceului a devenit un mic târg de Crăciun. Zeci de machete au fost expuse, iar tema principală a fost satul moșului. Printre lipici și multe jucării s-a strecurat și o machetă dulce făcută din turtă. În holul liceului cu program sportiv din Slatina e atmosferă de iarnă. Crăciunul a venit în miniatură. Zeci de elevi au realizat machete care reprezintă satul lui Moș Crăciun de la Polul Nord, văzut prin ochii copiilor. În așteptarea marii sărbători la creștini și anume a Crăciunului, elevii de la liceul cu program sportiv Slatina au realizat diferite machete. La confecționarea machetelor s-a folosit polistiren, carton, obiecte tradiționale. La realizarea machetelor au fost folosite materiale reciclabile, dar și jucării, iar ingredientul principal a fost imaginația. Târgul de Crăciun din satul Moșului, realizat de Patrick și Daria, poate concura cu orice târg de sărbătoare. Acesta este târgul lui Moș Crăciun. Vedeți că aici este stația lui Moș Crăciun, unde vine curenul, aici este sania lui și aici sunt spiritușii lui și elfii lui acolo care îl așteaptă să se ducă într-o aventură specială. Aici este satul lui. Printre machete s-a strecurat și una dulce din turtă dulce. Am făcut frișca și fiecare bucată am lipit-o. A durat mult? Nu. Ce a fost mai greu? Casa. Asamblarea? Da. Copiii au fost încântați să lucreze la machete, mai ales că au avut liber la imaginație și au putut lucra în echipă. Am încercat să reprezinte gara lui Moș Crăciun. Aceasta este gara și trenul. Ce materiale ai folosit? Păi un spray de zăpadă pentru a face acest efect de zăpadă. Aici avem 4 tipuri diferite de vată și mici globulețe, brăduți și cadouri. Mi s-a părut foarte interesant și o activitate destul de frumoasă, spune eu, pentru că n-am făcut-o singur, am făcut-o împreună cu colegii mei și chiar s-a meritat. Elevii au realizat peste 20 de machete ce i-au încântat atât pe copii cât și pe adulți. În plină iarnă, locuința unei familii de bătrâni din localitatea Brebeni a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs joi după amiază din cauza unui scurt circuit electric. Pentru lichidarea incendiului au intervenit 2 auto speciale de stingere, o autocisternă, dar și un echipaj smurd. Cei care doresc să ajute familia greu încercată o pot face la numărul de cont afișat pe ecran. Un scurt circuit electric a distrus agoniseala de o viață a unor bătrâni din localitatea Brebeni. Joi după amiază, casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit 2 auto speciale de stingere, o autocisternă și un echipaj smurd. Din fericire, nu sunt victime, însă casa bătrânilor este distrusă în plină iarnă. Pe această cale, Florin Cârstea, în calitate de cetățean al comunei Brebeni și vecin al familiei, face un apel la solidaritate umană. Trebuie să fim solidari cu această familie și vreau să pe această cale să fac și un apel umanitar pentru cei care pot și vor. În acest incendiu a fost distrusă munca și agonisarea de viață acestei familii. Cei care vor și pot să rugați să ajute familia care este greu încercată. Eu am pus un cont efectiv pe Facebook, pe contul meu și am publicat și am republicat în foarte multe conturi să ajutăm această familie. Deci fac un apel umanitar pentru toți cei care pot să ajute această familie. Decideți că sunt în localitatea Premier, este o familie de bătrâni, o familie în vârstă, s-a distrus întreaga dependență, adică bucătăria care era atașată de casă și acoperișul în totalitate. Pentru a evita astfel de tragedii, reprezentanții ISU-OLT vă reamintesc faptul că peste 500 de persoane vârstnice își pierd viața sau sunt rănite în fiecare an în urma incendiilor. Cele mai multe cazuri soldate cu decese se înregistrează în rândul persoanelor de peste 70 de ani. Anul trecut în România s-au produs în medie zilnic 19 incendii la locuințe, majoritatea dintre acestea în mediul rural. De aceea este indicat să verificați sistemele de încălzire pentru a reduce riscul de incendiu și să-i protejați astfel pe cei dragi. Pentru familia din Brebeni, persoanele care doresc să ajute pot face o donație cât de mică în contul afișat pe ecran.
Zeci de grefieri de la Tribunalul Olt au protestat și în această dimineață în fața sediului instituției pe motiv că nu au fost asigurate fondurile necesare pentru achitarea integrală a salariilor și a altor drepturi de natură salarială. Grefierii au anunțat că opresc activitatea pentru 4 ore și spun că nu vor renunța la proteste dacă nu sunt ascultați. Grefierii și personalul auxiliar de la Tribunalul Olt au protestat din nou vineri nemulțumiți de salarii. Aceștia spun că statul de 6 ani mimează respectarea legii. Concret, ei nu au primit majorări salariale decât pe hârtie. Aceștia revendică mai multe drepturi, plata salariilor și acuză nerespectarea unor hotărâri judecătorești. Statul ne este de 6 ani dator și nu au de gând să facă nimic. De 6 ani salariile noastre sunt mărite pe hârtie, artificial. Pur și simplu, acum să nu extrapolez, dar m-am întâlnit cu fostul meu profesor care credea că am 10.000 de lei pe lună salariu. Nu am nici măcar pe jumătate din această sumă. Și consilierii de probațiune protestează. La nivel național, 50 de consilieri sunt în greva foamei. În Olt, protestul a durat 4 ore fără a fi afectată activitatea completelor de judecată. Noi nu dorim măriri salariale, noi dorim acordarea salariului cuvenit, conform hotărârilor judecătorești. Oamenii spun că nu vor renunța la proteste și speră că în urma negocierilor să se respecte legea. La acest moment avem promisiuni, dar noi concret nu am primit absolut nimic, motiv pentru care protestăm în continuare. Așa cum am spus mai devreme, protestul este pe perioadă nedeterminată, până când se vor încasa efectiv aceste drepturi salariale pentru care noi protestăm astăzi. La această dată, mai multe categorii de angajați din justiție protestează, revendicările fiind toate de ordin salarial. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor PTV Oltenia. Sunt Gianina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă, dar și un weekend excelent. La revedere!